Studenții din toată țara au început astăzi un nou an universitar. Între aceștia se numără și cei aproximativ 1400 de studenți teologi bucureșteni care au revenit astăzi în sălile de cursuri. Cu acest prilej, studenții Facultății de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul au participat împreună cu profesorii lor la Sfânta Liturghie și la Tedeumul oficiat în Biserica Sfânta Ecaterina. Studenții și profesorii au participat la Sfânta Liturghie săvârșită de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal. La finalul slujbei, ierarhul a transmis mesajul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, intitulat Educația integrală promovează cunoașterea științifică și cultura valorilor spirituale. La începutul noului an universitar, binecuvântăm pe toți studenții și profesorii din învățământul universitar și postuniversitar, dorindu-le mult spor în vederea valorificării cunoștințelor dobândite până acum și a perfecționării continue în domeniul cercetării științifice și al formării spirituale. Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal, le-a urat studenților să primească în dar de la Dumnezeu multă înțelepciune. Vă doresc și eu la rândul meu ca Dumnezeu să vă lumineze fiecare clipă a vieții dumneavoastră, să vă dea înțelepciunea și măsura ca să discerneți între ceea ce este inutil și ceea ce este cu adevărat partea cea bună, să vă ajute Sfânta Ecaterina, icoana înțelepciunii creștine și a virtuții creștine, să îi urmați pilda, ea fiind aici ocrotitoarea dumneavoastră. Părintele decan Ioan Moldoveanu a mulțumit Părintelui Patriarh pentru mesajul adresat profesorilor și studenților, Preasfințitului Părinte Varlaam Ploieșteanul pentru slujire și i-a încurajat pe tinerii teologi să folosească timpul studiilor într-un mod eficient și edificator. Evenimentul a continuat în amfiteatrul Dumitru Stăniloae din facultate cu un curs festiv. Nu vreau decât să vă urez un călduros bun venit celor de la pastorală, de la didactică, de la artă sacră, de la asistență socială. A fost pentru noi o mare provocare, pentru că în condițiile în care numărul de studenți scade de la an la an, toate facultățile trec prin aceeași suferință, numărul candidaților este din an în an în scădere. Nu vorbim doar de copiii de 18 ani care vin să dea pentru prima oară la facultate acum și pe care îi felicităm pentru aceea de a fi ales acest domeniu al teologiei, care este fabulos, este extraordinar. Felicit și pe aceia care au găsit îndrăzneala ca după o primă specializare pe care au făcut-o și vă mărturisesc că aici am avut bucuria teribilă de a avea absolvenți actori, avocați, ingineri, profesori universitari din alte domenii care au terminat teologia. Pentru noi este o mare bucurie că vin să se împărtășească din acest potir al cunoștințelor teologice. Bursele de mobilitate Erasmus se acordă studenților care vor să studieze pentru o perioadă determinată la o universitate din afara granițelor țării. Avem parteneriate cu universități din țări ortodoxe, cum ar fi cele din Grecia, din Bulgaria și din Finlanda. Apoi avem din spațiul catolic parteneriate cu Institutul Catolic din Paris, cu Universitatea Catolică din Leuven, Belgia. Avem din spațiul protestant foarte multe universități din Germania. Avem universități care au doar profilul de studii religioase, nefiind afiliate confesional, cum sunt cele din Danemarca, Malta, Portugalia și, evident, avem deschidere și față de dialogul interreligios, existând parteneriate și cu universități din spațiul islamic, mai precis din Turcia. Așadar, iată câte oferte, câte oportunități. Bursele sunt, evident, cu primirea unor stipendii financiare. Cei care aveți bursă de aici, de studii sau de altă natură, vă păstrați și pe durata stagiului, deci puteți să cumulați bursa din facultate cu bursa Erasmus, ceea ce este evident foarte avantajos. Studenții au avut bucuria de a primi câteva sfaturi de la Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal. Primul meu sfat este acela de a vă face un program foarte serios. Al doilea lucru este legat de lectură. Aveți o bibliotecă foarte bogată,
Există în librării o ofertă imensă de carte teologică, de spiritualitate. Sper să aveți înțelepciunea ca din această ofertă extraordinară să alegeți doar ceea ce este cu adevărat esențial pentru formarea dumneavoastră. Și un al treilea, sigur vă doresc tuturor să fiți pe parcursul anilor dumneavoastră de studenție animați de dorința de a fi în fruntea colegilor dumneavoastră, prin rezultate, prin cultura acumulată, numai pe căi cinstite. Facultatea de Teologie Ortodoxă din București are 60 de profesori titulari și colaborează cu alte 40 de cadre didactice din țară sau de la alte facultăți.